În acest videoclip voi spune câteva lucruri pro și contra porcușorii de Guinea. Uneori porcușorii de Guinea pot fi destul de gălăgioși. Dacă vreți să plecați în vacanță, va trebui să vă gândiți bine cine va avea grijă de porcușori. Porcușorii de Guinea sunt destul de sensibili și se pot îmbolnăvi foarte ușor. Întreținerea lor poate costa destul de mult. Porcușorii de Guinea au nevoie mereu de fân, așternut și mâncare, legume, fructe și altele. Un alt minus este că porcușorii de Guinea au nevoie de mult spațiu. Sunt foarte blânzi, porcușorii de Guinea rar sunt agresivi față de oameni, iar când se întâmplă asta, de obicei este din cauza că se simt amenințați. Sunt animale cu personalitate, unii sunt mai curioși, alții mai timizi. Rod, atunci când le pregătesc mâncarea, el face cea mai mare gălăgie. Otto este mult mai delicat și mai retras. Un alt lucru bun este că sunt foarte ușor de dresat. Cerc! Bravo! Hai, sus, sus! Bravo! Cerc! Bravo! Majoritatea porcușorilor adoră să fie mângâiați. Sunt foarte amuzanți. Cam asta a fost. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le lăsați în comentarii și vă mulțumesc pentru vizionare!